Am plecat din server, să știi. Da. Ok, no, bun, ciao. De când vă ocupați de lemn? Asta nu e meseria mea, e... Da. Pasiune? O pasiune, așa, mai găsesc câte un lemn așa mai... o formă mai deosebită, că apoi... Da. Vreți să mergeți în cetate? Da, dar da, v-am întrebat ce știți dumneavoastră. Cetate medievale, pe 1400 și... Ceva. Sunt ceva legende, stafii sau lupte sordate aici, știți? Păi e vorba de turci, că și turci ar fi fost aici. Dacă doriți mai multe explicații, cred că vă poate oferi. Sunt niște persoane acolo. Doamna Ramona. Da. Îi bătână! De 2500 de faină iarba! Europeane, spuneți! De 2500 de ani! Vin turiști aici, face poze, face... Vine turiștii, face poze. Mă s-o fac odată. Cu cetatea dragă pe Facebook, cu cetatea. Colile desenate, eu le-am desenat, cetatea am desenat-o. Și... Haide, frate! Este tabocul cu carte. Tot ce-i nevoie aici, sunt băiatul bun la toate. L-am dat pentru un cartuș de cent și 1000 de lei. S-a dus cu el în Germania. Ce știți despre cetate? Hai. 1600 și ceva. Dacă zice să nu vorbesc, nu vorbesc. Dar de ce nu vorbesc? Ce? Știți dumneavoastră cum e că... Ce? E politica lor internă. De ce? Nu, eu știu. Vin mult turiști aici. Vai de mine, cum să nu? Români ai noștri sau străini? Păi nu-s autocare întregi. Da, dar significa mult. Un document din 1269 atestă nobilirea nobilului pe nume Kjell, de unde și denumirea satului Kelling, că el s-a hotărât în urma actelor sale de bravură să construiască această cetate. Când a început construcția acestei cetăți, prima construcție a fost turnul donjon sau turnul locuință. Mai târziu, curtina interioară care împrejmuiește cetatea pe interior, curtina exterioară care se poate vedea din afară, care împrejmuiește cetatea pe exterior, și între cele două ziduri era prevăzut un șanț umplut cu apă adânc de 7 metri. Tot după 1269 a construit cele două turnuri de apărare, turnul de nord și turnul de sud, și o sală, și în partea inferioară a turnului și-a amenajat bucătăria. Această perioadă a construcției a durat până în 1300. După 1430, cetatea a fost vândută comunității săsești și și-a schimbat funcția din cetate-locuință în cetate țărănească. Comunitatea ce a făcut? Au făcut diferite transformări, nu a încăperilor, deci nu a construcției, ci a destinațiilor. În vechea sală și-au amenajat o mică bisericuță de iarnă, în vechea bucătărie și-au amenajat pivnița de vinuri. În încăperile slujitorilor care împrejmuiau cetatea își țineau depozitul pentru hrana animalelor, în turnul de nord își țineau slănina, iar în turnul de sud au amplasat 4 clopote și le trăgeau în caz de incendiu sau diferite evenimente. În 1962-64 cetatea a fost supusă unui program de restaurare de către Direcția Monumentelor Istorice.
iar în 1992 cetatea a fost lăsată în paragină pentru că preotul sașilor a plecat ultimul din acest sat, deci între timp a plecat și comunitatea. Iar în 1995 a fost preluată de către Asociația Ars Transilvania, condusă de către domnul academician Marius Porumb. Iar la ora actuală ce se poate vedea în această mică cetate, aici în partea stângă este capela, în spatele acestui turn este scara unde se urcă la muzeu, iar în față pivnița de vinuri. Acest turn, când a fost construit în 1269, a avut rol de turn de apărare. Mai târziu, după 1430, a căpătat rol de turnul slăninilor. De ce? Pentru că preotul satului aduna slănina sătenilor și o ținea în acest turn, iar fiecare membru al comunității avea o ștampilă cu inițialele numelor și de fiecare dată când veneau și tăiau din slănină, puneau ștanța, deci ca un fel de ștampilă. Și atunci fiecare știa cât le mai rămânea din slănina respectivă. Puțul fântânii există din 1269, iar o legendă a unui om din sat care a murit, pe nume Ghișoiu, spunea nobilul era cam fustangiu. Adică soția dânsului la început nu putea să aibă copii și istoria, deci cum a povestit-o el, slujnicele le foloseau drept nu numai slujnice și în alte scopuri și atunci soția dânsului zicea că a adunat toți copiii și a aruncat în acest puț. Și mai târziu, după mulți ani, a început să aibă copii și dânsa și nu mi-a mai continuat istoria că nici dânsul cred că nu știe ce s-a întâmplat atunci. Și s-a făcut săpături, s-a verificat, este apă fântână? Da, este apă unde este trasă toată incinta cetății, dar nu este bună de băut pentru că este calcaroasă. Sună de calcar. Da. Bun, deci cu asta se încheie povestea cetății Câlnicului. E frumos, mai venim. Mulțumim frumos. Cu plăcere. Europa FM. Ce prinde și el săracul?